Irinel Columbianu, 67 de ani, fostul milionar în euro, de la Izvorani, a avut imensa surpriză să găsească, sub brad, un dar de Moș Nicolae. Patronul căminului de bătrâni, Ion Casian, ne-a povestit, exclusiv pentru Click, ce surprize îl mai așteaptă pe Irinel Columbianu și de Crăciun. Fostul om de afaceri Irinel Columbianu, care a pierdut întreaga avere, de milioane de euro, dar și vila de la Izvorani, în urma investițiilor total neinspirate, a avut marea bucurie să găsească un cadou de Moș Nicolae, sub bradul din livingul azilului. Fiecărui pacient care locuiește la noi, le-am pus sub brad câte o pungă plină cu dulciuri, dar mai moi, căci mulți nu stau bine cu dantura. Adică napolitate și cozonăcei, dar și mandarine. S-au bucurat cu toții, ca niște copii, și-au amintit de acasă. Iar la masa de prânz, le vom pregăti și un desert de sezon, ca de Moș Nicolae, va fi un prânz special, a declarat Ion Casian, iar de Crăciun, Ion Casian îi va răsfăța pe cei care locuiesc în căminul lui de bătrâni, inclusiv pe Irinel Columbianu, cu un delicios meniu tradițional. La prânz, vom avea în meniu tobă, lebăr, șorici, sarmale, cozonac, toate bunătățile pe care românii le au pe masa de Crăciun. Vom avea grijă să nu mănânce totuși în cantități mari, căci, după o vârstă, se digeră mai greu. Dar Irinel Columbianu va veni și în vizită. La noi acasă, va petrece alături de familia mea, unde și aici îi vom pregăti multe bunătăți. Recent, i s-au făcut analize, dar este în parametri, pentru vârsta lui, încă mai ia medicamente, dar nu foarte multe. Îi este bine la noi, e spălat, îngrijit, hrănit. Avem și un nutriționist care îi pregătește meniul în funcție de afecțiuni. Irinel Columbianu și-a mai recăpătat pofta de viață, mai ales după ce Irinuca, fiica lui din America, l-a vizitat vara trecută. De când s-a făcut frig, nu prea mai iese din cămin și nici nu prea îl mai vizitează prietenii, dar îl sună, stă de vorbă cu cei dragi, la telefon. Are o pensie mică, un pic peste 2000 de lei, chiar și după majorări. Din acești bani are și poprire. Cred că nu va scăpa toată viața de datoriile la bănci, din cauza cărora și-a pierdut și vila de la Izvorani. Lumea îl mai ajută cu bani, chiar și foștii prieteni. Eu i-am promis că îl voi găzdui, că va sta la noi, la cămin, cât va dori. Aici a locuit și tatăl lui, Ion Columbianu, în ultima parte a vieții. Are în cameră televizor, cărți, haine. Sunt condiții bune, dar, evident, duce dorul vieții pe care a avut-o. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.